Salutare tuturor și bine v-am regăsit, cum v-am obișnuit în ultimele zile, probabil tot un clip cu Icon Pack, tot pe contul unui abonat uh, care ne a pregătit și el un 90 plus Prime, toti Football Day, or Trophy Titan, Icon Pack, uh, suntem aici pe Contul lui Cassie, să vă arăți echipa lui Înainte de a-i deschide pecul Și de a face un stage reveal corect acolo L-a pus aici la concepe Maldini Food, ăsta, food birthday, da Și pe Ronaldo Nazario Trophy Titan Ăștia sunt băieții pe care îi vrea El probabil cel mai mult, așa că Doamne ajută să-i dăm unul din băieții ăștia Hai să vedem, mai sunt și alții aici în care intră Cum ar fi un Vieira, Trophy Titan, de ce nu Un zidan, Trophy Titan Hai să vedem dacă avem noroc Casi pretenție de la tine, am doar să nu te uiți Să te întorci cu spatele la televizor Monitor sau așa Și noi, n-avem altceva De făcut decât să-i dăm direct Cu icon pe cu nu mai stăm la discuții Și punem și imaginea pe ecran să nu vedeți acolo Haide Staz reveal că te reprezint dacă n-am făcut la staz reveal anul ăsta Mamă, cred că v-am înnebunit pe toate clipurile mă staz, reveal, staz, reveal. I-am dat skip, i-am dat skip, i-am dat skip Și hai să vedem Vezi că n-ar fi rău, am văzut că la e pe Eusebio World Cup N-ar fi rău un upgrade la Eusebio Atenție, Football de că la, la Prime nu-i mare diferență La un Eusebio Football n-ar fi rău un astfel de upgrade Hai să vedem, skip, sper că am dat, bun Și suntem la atribut details Hai să începem cu stazi reveal ul Hai mă cu unul bun Salut Marian, bine ai venit pe live Apropo, am uitat să vă zic că în momentul în care filmez clipul ăsta sunt și pe live și am uitat să vă zic de asemenea, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Hai să zângem cât mai multe like-uri la acest videoclip. Am dat din greșeală destul de repede acolo la physical și am văzut care 90, 75 doar la stamina, însă are 97 strength, 90 aggression. Hai să-i vedem, uh, hai să-i vedem ăsta, uh, defending-ul. Ia, yeah, defending, 95. Bă, dacă mă gândesc la Maldini, dar cred că are mai puțin fizic Maldini, mă. Dribling-ul, 73 e mort pe dribbling Cred că e un Baresi ceva, Baresi Trophy Titan sau o chestie de asta. Pace-ul, 80. Mamă, l-a rupt, bro. Ce iadam, E tot, e că e Nesta, cred că. Nesta. Bă, Nesta ăsta, dacă aveam un 84 pace era chiar mișto. Ruină. Mm, da. Uh, era chiar mișto dacă avea un 84 pace. Era top. La pentru perioada în care a fost băgat în perioada tot, era cam prea mult să-i dea 84 pace la cum arată. În perioada tot era un carbun. Dar tu ce aveai pe câbă? L-ai pus pe Maldini ăsta concept? Și înainte ce aveai? Că poate intră în echipă și poate nu chiar așa luz. Ce avea pe câbă? Că poate nu e atât de rău. N-avea câbă, cred că. Cred că n-avea câbă. Nu? Nu vă să aibă vreun cub în club, n-avea, cred că și-a băgat KB ul la SBC. A, bro, că nu e așa rău, adică măcar ți-a acoperit o poziție pe care nu, nu o aveai, știi? Măcar, măcar atâta. bine, aveai ceva bani să-ți un câbă mai bun. Asta e. Atât s-a putut. <laughs> Îți mulțumesc mult pentru, pentru IconPack și data viitoare, dacă mai îmi dai vreodată, sper să fie mai bine. Am crezut că e de cu Excel. 450 de nesta. Mm, așa, așa, așa. Ținând cont de faptul că nu avea CB, eu zic că nu e atât de rău. Na, 400 000. E, e decent, zic eu. Bun. Uh, frate, mulțumesc încă o dată. Eu te las cu un shadow, cu nesta asta. Cred că îți faci treaba acolo până îți pică ceva mai bun. În clipul de astăzi o să deschidem, bineînțeles, un bun dezligatos garantat primit de la Cupa cu One League toți mai am 4 meciuri rămase, deci mai aveam nevoie de o singură victorie. Și din primul meci am reușit să câștig, a fost o victorie destul de ușoară, 5 la 1 am reușit să câștig. Ideea e că acum în ultimul meci mi-am făcut și echipa, am făcut niște schimbări, am făcut un 81 11 cu jucători pe Bundesliga, din care mi-a picat Schlotterbeck printre, printre alți 3 toți. Și Schlotterbeck, bă, sincer, a fost tank rău Până acum jucam cu Lacroix Bă, e mor la ăla Bă, dar Schlotterbeck ăsta, bă, a meciul ăsta Top rău, l-am făcut și pe griful ăsta la SBC A dat și el un asist, nu arată rău deloc cardul ăsta în fine, important e că am reușit să fac victorile, mai sunt uh, 4 meciuri pe care vreau să le donez uh, în speranța în care pot ajuta și eu uh, pe cineva și totodată uh, fac o faptă bună și oricum eu nu mai ce face cu meciurile și cu siguranță o să se bucure persoanele cărora o să le donez. Hai să avem un 85 plus player pack, din care nici nu știu dacă e că cred că e chiar un care de 85, ba nu, este cancel 88. Nu e rău deloc, un Cancelo frumos de la Bayern Poate sezonul viitor, de ce nu de la Barcelona Mi-e greu să cred că se va duce la Barcelona Dar totuși, poate... Uh, se va concretiza această mutare, ar fi foarte, foarte tare, sau pe chimici de asemenea, că și de el a apărut de ceva zvonuri între chimici și Barcelona. Bun, vreau să donez acum meciurile, dar uh, înainte de asta, nu uitați, vă rog acolo să apăsați pe butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest videoclip, de asemenea, uh, un subscribe acolo să ne strângem și noi 1400 și apoi, desigur, 1500, cât mai repede, uh, înseamnă mult pentru mine fiecare like și subscribe și uh, nu uitați să lăsați și voi în comentarii dacă a jucat la cupa asta, ce tot ați primit din pecul cu toți garantat din zică sau dacă nu, ce va da din pecul cu toți garantat din zică de la SBC. Lăsați acolo în comentarii, iar eu o să încerc să vă răspund la fiecare și vă dau, bineînțeles, inimioare. Oricum, mă bucur foarte mult că am reușit acolo să fac cele 10 victorii și sper să primești ceva bun din pec. Hai să vedem aici dacă reușește băiatul să-mi dea gol în să-i dau și un meciul frumos. A reușit, sper că uh, l-am ajutat cu această victorie și sper să se bucure de win. Uh, eu știu uh, sentimentul uh, prin care treci când primești o victorie pentru că uh, săptămâna trecută la Premier League uh, tot așa mai aveam, aveam 9 win-uri și în ultimul meci, uh, adică în primul meci din ziua respectivă era într-o miercuri parcă, am primit o donație și chiar m-am bucurat foarte tare. Hai să vedem! Bineînțeles că o să facem staz reveal, fraților, știți că asta îmi place mie și o să continuăm mă, frumos cu un stați reveal aici cu băieții de pe Bundesliga, punem imaginea pe tot ecranul așa și hai să vedem, avem pecul. ul Bundesliga Toast Player pe dăm bă ceva bun, în un cu, Bellingham, Delict, Mustiala, Mane, ei sport dacă mă auzi, dăm frate unul din ăștia, hai să vedem, să fie cu noroc. Sunteți pregătiți? L-am deschis. L-am deschis, pune repede imaginea, gata, 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 să nu mai vedem nimica. Hai mă, hai mă, uite, din băieții ăștia de sunt aici în poza asta, aș vrea Bellingham, -ă, Musiala, Delic. Nici chimici nu cred că ar fi rău, nu cred că ar intra titular, dar ar merge acolo super sub, în un cu, top, rău, diabi pe care l-am tradable. Uh, chiar și Davis sau Frimpon, că-i pot vinde pe ea de am eu. Hai să vedem. Hai să vedem, frate. Chiar și un mane am spus. Ar fi top și un mane. Hai să vedem. Uh, bun. Sper că am dat skip. Sper că e totul în regulă. Ok, am dat skip. I-am dat skip. Ok, m-am dus prea mult. M-am dus deja la traits-uri. Hai să vedem. Atribut details. Mamă, mamă, sunteți pregătiți. Vreau acolo înainte de a ne uita aici la stațiuri. Hai acolo, vă rog frumos cu un like și subscribe. Foarte important. Dacă vrei și un share, pe mine nu mă deranjează. Hai să vedem stațiurile. 90 la physical. Bă, ok, 90 physical, 93 strength, aggression, stamina, așa, 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 jumping, defending-ul. 91 pe defending. Mamă mie, să nu fie slaughterback, frate, pe care doar ce l-am prins. Dribbling. 80, cred că e slaughterback, bă, frate. Nu, nu e. 91 la P. A, e la Croa, cred. Oh my god, frate. Pe bune, vă la Croa. Ce să fac, bă, cu el? Bă, îl mai aveam încă o dată. Doamne, cum e jocul ăsta, bă. Nu, nu, n-are cum. Bă, o săptămână de chinuială infernală la cupa vieții. Mamă, pentru la Croa. Bă, voi vorbi serios, mă? Bă, măcar de nătea un burchi, bă. Mă bucuram mai tare la burchi, frate, că nu-l aveam și măcar era 92. Da, la Croft. să-l bag mâine like în pec. Ce mai pot să spun, bă? N-ai cum. Păcat că n-am prins nici de la Bundesliga Nici un tos bun. Asta e. Cam asta a fost clipul. De azi sper că v-a plăcut. Dacă da, noi dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Cipi. Pa, pa.